Se vor duela astă seară un actor și un pilot de raliu și de avion. Îi rog să intre. Hello. Nu pot să cred că e în costum și la cravată. Hello. Mulțumesc, frumos. Ai înțeles? E duel de forță și rezistență. Dau ăsta jos, să acum. Când am plecat astăzi din casă, v-am aruncat o propoziție, vă aduceți aminte? Da. Da. Care era? Că veți fi în pericol cu toți. Că veți fi în pericol toți. Paul și Tavi sunt la duel. Duel cu eliminare. Astăzi seară însă, ei vor avea dreptul să-și aleagă pe cineva care să-i ajute la probă. Când Mihaela a spus că poate să-și aleagă un partener, Bogdan deja își lega și returile. N-am nicio problemă. Adică dacă trebuie să mă duelez, mă duelez. Andrei, pe partea cealaltă, la fel erau pregătiți. Eu m-am lăsat pe spate, mă relaxam, zic, Bogdan, du-te, n-am nicio treabă. E momentul să vedem cum se descurcă la probe de forță și rezistență. Și fetele, aveți dreptul să vă alegeți doar câte o fată din fiecare echipă. Putea să aleagă pe oricare dintre noi, dintre mine, Viviana și Analescu, putea să ne aleagă. Am stat puțin cu stres așa, pentru că nici nu știam despre ce-i vorba. Vă trebuie cineva care să fie de ajutor, va participa cu voi la toate cele trei probe. Ea, din fiecare echipă, va fi de ajutor. Tu decizi. Nu, dacă vrei să mă ajuți, Ana. Suntem o echipă, bineînțeles că vreau să ajut. Și ultima precizare este că e prima seară din ferma cu numărul 5 în care duelul este cu dublă eliminare. Ajutorul pe care îl veți avea va pleca odată cu voi acasă dacă pierdeți sau va rămâne în fermă cu voi dacă veți câștiga. Nu înainte să-i zic Andrei, dar mă gândesc și la Ana, că e pe forță. Dintre ele două este, înțelegi? Acum Ana are o problemă la sânul drept, are o problemă și nu se poate folosi când ea mi-a zis atunci, atunci am văzut-o. Acum... Hai, cu talibanul. Mergem. M-am așteptat să fiu aleasă eu, pentru că toți cei din echipa mea consideră că eu sunt cea mai puternică dintre fete și atunci era normal că Tavi se va gândi la mine și chit că nu se gândea el, ceilalți coechipieri mă propuseseră deja pe mine. Mă bag 100%. Ia în considerare că mâna mea dreaptă nu funcționează. De la apela la de-astea, acum că e urât. Crede-mă pe cum m-au auzit toți. Mă bag cu adrenalină, cu tot. Eu știu de ce voiam pe ea, dar acum, cu situația asta, am încredere că ești foarte puternică. Eu am o problemă cu genunchiul. Mi-e teamă, adică ca să știi. Fizică, Elena e cea mai antrenată de aici acum. E tânără, are putere. Ia strânge de poți de tare, să simt și eu. Nu te prefă. Hai mă că ești bună, pe tine te iau. Ce să facem? Pot. Bun, care sunt alegerile voastre? Paul. Elena. Elena, te rog, vino aici. Care este alegerea ta? Viviana. Tavi. Viviana. Viviana. Hai, băi! Hai! Nu plecăm acasă. Nu plecăm mai acasă. Ce mai trebuie? Păi, nu trebuie. În acest moment, indiferent de relația voastră dinainte, indiferent că ați vrut, că n-ați vrut, v-ați trezit la un duel cu eliminare fără să fi greșit cu ceva. Ați fost alegerile lor, vreau să înțelegeți că și pentru voi treaba este la fel de serioasă și de gravă. Vreau să văd la toți patru chef de luptă, chef de câștigat și cei mai buni să câștige.